Prințul austriac acuzat că a ucis ilegal unul dintre cei mai mari urși din România a avut o nouă reacție după ce scandalul a ajuns în presa din toată lumea. Prințul spune că are dovezi care arată că este nevinovat și că a împușcat ursoaica despre care cetățenii spuneau că le atacă gospodăriile. Prințul Emanuel de Liechtenstein a transmis o scrisoare în care a precizat că a mers la vânătoare împreună cu ghizi români. El susține că a obținut o derogare pentru a ucide o ursoaică despre care sătenii spuneau că le atacă des gospodăriile și chiar susține că ursoaica s-ar fi aflat destul de aproape de casele lor în momentul în care a ucis-o. Nu l-am împușcat pe ursul Arthur, ci un urs mai mic. Am împușcat ursul care crea probleme localnicilor la o distanță de 250 de metri de casele dintr-un sat din zonă. Este clar că prințul Emanuel von Liechtenstein a împușcat un urs mare de dimensiuni de tezaur național de 592,8 puncte, însă domnia sa susține că ar fi împușcat o ursoaică mai mică. Dacă se raportaseră doar femele cu pui și prințul a împușcat o femelă, e o altă problemă de legalitate, deoarece ursoacele cu pui nu pot fi împușcate legal. Ele trebuie relocate. Prințul susține că totul a fost făcut legal pe baza unei autorizații oficiale obținute de la o autoritate competentă din România, însă nu aduce prea multe informații despre derogarea pe care a obținut-o și despre care autoritățile din partea noastră spun că a fost una ilegală. După ce un urs a pătruns de mai multe ori în gospodăriile din zonă, a fost clasificat ca periculos de către autoritățile române responsabile și eliberat pentru tragere. Eu am dobândit legal autorizația de vânătoare de la autoritățile responsabile. A fost o derogare vagă. Se acordă pentru un exemplar de specia urs, fără să îi se menționeze vârsta și sexul. Deci derogarea a fost, din capul locului, una abuzivă și care a făcut excepție de la regulă. Între timp, blana ursului a ajuns pe mâna unui tăbăcar din Târgu Secuiesc, care a examinat-o și a spus că un singur glonț a fost necesar pentru ca ursul să fie ucis, iar asta o poate face doar un vânător cu experiență. Același tăbăcar a precizat că nu poate să specifice dacă blana aparține unei femele sau unui mascul. Lucrătorul acela care a spus este cea mai mare blană pe care... cel mai mare animal pe care l-a prelucrat de când există. Prințul Emanuel de Liechtenstein spune că deține imagini care pot dovedi că nu l-a ucis pe ursul Arthur, însă deocamdată nu a dat publicității niciuna. A promis însă că va ajuta anchetatorii români pentru a afla cum s-a întâmplat totul. Un bărbat din Galați și-a pierdut viața după ce un mal de pământ la care se făceau lucrări s-a surpat și a fost îngropat de viu. Salvatorii au săpat minute în șir pentru a scoate trupul de sub mal, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața muncitorului. Tragedia s-a întâmplat în comuna Șendren din județul Galați, unde aveau loc mai multe lucrări la rețeaua de apă și canalizare. Unul dintre muncitori în vârstă de 33 de ani săpa un șanț, moment în care malul de pământ s-a surpat, iar tânărul nu a mai avut nicio șansă să fugă. Și asta pentru că se afla la mai bine de 2 metri adâncime atunci când malul s-a prăbușit peste el. La fața locului au fost alocate forțe specializate compuse din două auto speciale cu apă și spumă, auto speciale pentru descarcerare, o ambulanță smurt tip C și mașina medicului. Până la apariția salvatorilor, colegii de echipă ai bărbatului au încercat să sape în căutarea lui, însă fără rezultat. Pompierii au reușit după câteva minute bune să dea de trupul bărbatului, însă deși medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l resuscita, viața lui nu a mai putut fi salvată. Poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă, iar inspectorii ITM fac și ei verificări pentru a vedea cine se face vinovat de moartea bărbatului. În primul weekend, de când restricțiile s-au relaxat și restaurantele au fost redeschise în interior după 2 luni de așteptare, oamenii au luat cu asalt localurile. Cu mai mult de jumătate dintre angajați sunt vaccinați, dar și o parte dintre clienți, toată lumea este mult mai relaxată. Pentru că restaurantele funcționează în interior la capacitate redusă de numai 30%, astăzi mesele s-au ocupat rapid. Clienții au venit din toate colțurile țării, dar și ale lumii, ca să se bucure de o masă bună în interior și de o atmosferă boemă, lucru care nu se mai întâmplase de aproape 2 luni atunci când autoritățile au lăsat deschise doar terasele. Vin de la Constanța special să mâncăm, preferăm mai mult să stăm la interior și mai frig afară. For me, in general, it feels very nice to be in a restaurant because I live in Germany, so everything is still shut down since October,
So we don't have anything in here like open like this, even not outside. Sectorul Horeca a fost unul dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus, așa că angajații din restaurante spun că posibilitatea de a redeschide spațiile de la interior, chiar și la capacitate redusă, este o gură de oxigen, mai ales că aproape 70% dintre ei s-au vaccinat, lucru care le oferă o mai mare siguranță atât lor, cât și clienților. Se simt mult mai bine când aud că și noi ne-am vaccinat. Se luminează puțin la față și clienții, cât și noi ne bucurăm că se schimbă puțin atmosfera și revine totul la normal. Noi, ca ospătari, chelneri, să avem o siguranță de sănătatea noastră, primul rând, plus să oferim mai multă siguranță clienților noștri. Dintre cei 90 de angajați ai acestui restaurant, mai mult de jumătate dintre ei s-au vaccinat, iar o revenire la normalitate se reflectă și în numărul de mese rezervate. De pildă, din cele 130 de locuri ale localului, la ora prânzului, aproape toate au fost ocupate. Angajații deja vaccinați au devenit o realitate în tot mai multe restaurante, acesta fiind un prim pas pe care patronii l-așteptau ca să poată ajunge cât mai curând să deschidă la capacitate maximă. Asupra clienților are un impact foarte mare această vaccinare în rândul nostru, celor care lucrăm în domeniul Horeca, da? Și ne dorim să atingem un procent cât mai mare, peste 90%, să reușim să deschidem 100% dacă se poate interioarele. Foarte bine că s-a vaccinat, sunt în siguranță, m-am vaccinat și eu și să sperăm că în cele ce urmează totul va reveni la normal. Un comitet intertrimestrial a dezbătut vineri propunerile de relaxare care ar urma să intre în vigoare de la 1 iunie. Surse spun că printre acestea se numără deschiderea la capacitate de 100% a restaurantelor și hotelurilor dacă personalul și clienții sunt vaccinați cu ambele doze. În cazul în care aceștia nu sunt vaccinați, atunci se va propune deschiderea la capacitate de 70%. Un maraton al extremelor, așa pare să arate la o privire de ansamblu vaccinarea maraton a acestui sfârșit de săptămână. A doua zi de vaccinare fără programare a adus în fața medicilor două categorii de persoane total diferite. Vârstnicii trecuți de 70 de ani și adolescenții până în vârsta majoratului. Pentru mulți dintre ei, apropierea vacanței a grăbit decizia imunizării. La sala Palatului a fost iar zi plină astăzi. Cele 40 de fluxuri de vaccinare amenajate aici au funcționat la capacitate maximă, căci doritori de vaccin s-au găsit. Printre ei am întâlnit-o pe Lina, o tânără din Suedia, care locuiește de 7 ani în țara noastră. Quite recently made myself more stabilized here, so I don't have, you know, a family doctor, la la la, this seemed very easy as a foreigner too. Lina lucrează în turism, iar pentru ea a fost vital să se imunizeze cât mai curând. That's a good thing. I work and travel. Sunt ghid turistic în România pentru turiștii din Suedia. And I want things to go back to normal because we want to work. So it's foarte bine. În aceeași situație este și prietena ei, Amanda. I think it's a great chance for people who are not sure or who can't use technology, who just want to turn up and take advantage of this. În 24 de ore, peste 7.000 de persoane s-au vaccinat în cadrul acestui eveniment organizat în București, iar procentul majoritar a aparținut vârstnicilor și tinerilor cu vârsta de până în 18 ani. Aici mi-a convenit. Stați prin apropiere. Da. Ați încercat pe platformă? N-am încercat, că nu intru pe internet și nu mă pricep. A optat pentru fiind basketbolist să plece afară. Și zice de performanță. Da, da. Și ca să pot să socializăm, nu, mami? Tânărul din imagini s-a vaccinat, dar mama lui nu. Femeia are încă reticențe în privința vaccinării. Am avut și vreau să mai stau puțin să... Da. Să le digerați puțin. Da, da. Când în sfârșit s-a lăsat convinsă să se vaccineze... Și o să fie și eu săptămâna viitoare. Unde? Tot aici? Tot aici. Păi aici nu o să mai fie, doar 3 zile în maraton. Doar 3 zile? Nu știați? Nu știu, sincer. În dimineață se încheie. Nu știu. Credeți mâine. Mâine atunci. Și noaptea vin destul de mulți la vaccinare. Până la ora 2 a fost un flux continuu ca și acum. Între 2 și 5 au venit mai puțin. După ora 5 au început să vină din ce în ce mai mulți, desigur gândindu-se că nu e coadă la acea oră. Pentru persoanele cu comorbidități care vor să se imunizeze, există un traseu medical separat pentru vaccinare în ambele locații în care se desfășoară maratonul, Sala Palatului și Biblioteca Națională. S-au raportat și câteva zeci de reacții adverse, dar au fost slabe ca intensitate și ținute sub control. În fiecare din ture am avut anesteziști de la Institutul Fundeni, deci de nivel profesional excepțional, care au venit fiecare dintre ei cu rezidenților, deci am avut cea mai bună posibilă îngrijire pentru efecte adverse.
Autoritățile speră ca prin evenimentul din acest weekend să se vaccineze peste 10.000 de persoane, mai ales că pentru unii vaccinul reprezintă cheia spre libertate. Există și beneficii, putem să și ieșim din țară mai ușor. La cele două centre din capitală deschise non-stop se poate veni fără programare, iar vaccinarea se face doar cu dozele Pfizer în baza buletinului sau a pașaportului. Vaccinarea continuă însă și în țară. Ministrul Sănătății, Oana Mihăilă, a fost unul dintre doctorii centrului drive-thru din Oradea. Cum sunteți? Bine, felicitări că ați oferit să vă vaccinați. La injecția la care e cea mai emoționată, să știți. Și eu și dumneavoastră. Emoțiile sunt reciproce. Principiul de la care pornim atunci când discutăm despre măsurile de relaxare este ca aceste măsuri de relaxare să fie combinate cu și să fie, mă rog, mai multe pentru persoanele vaccinate. Până acum, la nivel național, au fost vaccinați peste 3,5 milioane de români. Pe afară îi vopsi gardul, înăuntru îi leopardul. Așa ar putea fi descrise cel mai bine anumite alimente prezentate ca fiind secrete pentru un stil sănătos de viață. Multe dintre ele ascund fie pe etichetă, fie printr-o bună strategie de marketing, capcane nutriționale. Periculoase pot deveni chiar și fructele sau legumele dacă sunt consumate greșit. Cu mult se lasă păcăliți ușor, atât medicii cât și antrenorii de fitness ne avertizează că trebuie să mâncăm inteligent și cu măsură. Cu siguranță mult marketing, că există ceaiul minune care slăbește și smoothie-ul care te face să ai pătrățele și nu există. Muncă și dedicație. Petru este unul dintre tinerii păcăliți de mirajul alimentelor sau combinațiilor sănătoase, despre care se spune că te ajută să ajungi la o formă de invidiat, într-un timp foarte scurt și, în unele cazuri, fără să faci nimic în plus față de a le consuma. Pe el, chiar și excesul de salată l-a împins într-o criză. Eu m-am păcălit cu salatele. Deci eu, la început, când m-am apucat de sport, de culturism, mă rog, de fitness, am crezut că dacă mănânc salată, ăla e răspunsul. Și un an de zile am mâncat numai salată, am slăbit 30 de kg, a fost nasol. La fel de nocive pentru organism pot fi și fructele dacă sunt consumate în exces sau în freșuri sau smoothie-uri. Freșurile din fructe sunt pline cu fructoză, iar prepararea sucului la blender distruge fibrele care ajută organismul să proceseze și să elimine o cantitate atât de mare de zahăr. Această cantitate mare de fructoză în timp poate duce la obezitate, iar cei care au tulburări de glicoreglare, mai ales cei care au diabet, nu pot consuma acest lucru. Te uiți pe etichetă, vezi anumite chestii pe acolo și nu-ți mai vine să bei. Iar antrenorii de fitness spun că se confruntă deseori cu clienți care fac greșeli alimentare ce le pot pune sănătatea în pericol din cauza combinațiilor nereușite. Majoritatea nu știu ce înseamnă de fapt zahărul din alimente. Acolo este una din cele mai mari probleme. Nu înțeleg că pâinea se transformă cumva tot în zahăruri, făinoasele se transformă tot în zahăruri, fructele mâncate în exces, fructoza, reprezintă tot zahăr în corpul nostru. Pe lista produselor care pot fi înșelătoare se numără și dressingul salatelor gata făcute sau iaurturile cu fructe. Medicii nutriționiști trag un semnal de alarmă și ne îndeamnă să citim bine etichetele. Conțin și foarte multe zaharuri, pentru că ele spun că ele conțin doar fructele, dar și cantitatea de fructe contează foarte mult. Dressingul este cel mai periculos pentru că acolo este un amestec între mai multe uleiuri, conțin foarte multe euri. În ceea ce privește unele produse vegane procesate, o alternativă mai sănătoasă care conține proteine vegetale naturale ar putea fi mazărea, năutul, lintea sau fasolea. Mașinile Google Street au revenit pe străzile din țara noastră după 2 ani. Până în octombrie, acestea vor parcurge drumurile în lung și în lat și vor fotografia toate străduțele, parcurile și punctele de atracție turistică. În total, 100 de localități vor fi vizitate de mașinile care nu ratează niciun colț de stradă. Așa arată una dintre cele două mașini Google Street View care vor fotografia fiecare colț al țării noastre. Pe autoturism este instalată o tehnologie de ultimă generație care va captura imagini panoramice în timp ce autovehiculul se plimbă prin orașe. Sunt 6 camere de jur împrejur și partea de sus mai este o a 7-a cameră care fotografiază 360 de grade. Ultima dată când mașinile Google Street View au străbătut țara noastră a fost în 2019. De atunci și până acum, marile orașe au continuat să se dezvolte și să construiască blocuri noi și să modernizeze șosele, schimbări care trebuie cuprinse în noua hartă. În București, de pildă, pe această stradă unde se află mai multe clădiri, în urmă cu 2 ani era un șantier. Mașinile Google vor vizita 100 de localități din țara noastră și vor străbate 10.000 de kilometri. Le vom putea vedea plimbându-se pe străzile noastre până în toamnă.
Imaginile captate sunt mai apoi transpuse în harta virtuală, iar datele companiei arată că 2 din 3 români folosesc lunar această hartă. În zonele unde mașina nu are loc, cum ar fi în parcuri sau pe aleile înguste, reprezentanții Google folosesc aceeași cameră performantă, doar că este plimbată de oameni sau chiar animale. Avem istorii foarte frumoase despre locuri unde fie a fost chiar cel care purta trackerul în spate sau în alte țări oi sau cămile, dar și în România, dacă vreți să vedeți 1500 de kilometri de delta Dunării, rezervație naturală, au fost momente în care nu mergea mașina și atunci avem imagini cu o căruță cu cai. Aproximativ 98% din suprafața locuită a globului a fost fotografiată de mașinile Google Street View. În total au fost culese imagini din 85 de țări. Google a preluat peste 16 milioane de kilometri de drumuri cu imagini Street View, ceea ce înseamnă de 400 de ori circumferința planetei. Aproape 40.000 de asistați sociali ai României care trăiesc doar din banii de la stat nu au terminat cele 12 clase, iar cei mai mulți nu știu nici măcar să se semneze. Cu atât mai mult să scrie sau să citească. Într-o comună din Brăila, beneficiarii de ajutor social n-au făcut nici măcar o oră de școală, iar acum au parte de a doua șansă. Cine dorește se va putea înscrie la cursuri, indiferent de vârsta. Din semnal nu știu de când atâta să scriu. Ce ai scris acolo? Bivolaru Sabin. El este Sabin Bivolaru, un asistat social în vârstă de 34 de ani, pentru care cuvintele așternute pe foaie sunt ca un puzzle greu de descifrat. Știe doar să-și scrie numele cu mâna stângă, iar asta pentru că în tinerețe a fost la școală doar 2 ore. Din toamnă însă vrea să se înscrie la cursuri. Prima dată eu cred că e greu, până se dă drumul la mână, până învăță. Și acum le-am făcut, iau ce drepte le-am făcut. Nici doctorul nu scrie așa ceva. Pe Sabin l-am găsit în plină acțiune. Tundea iarba din comuna Viziru, conform orelor pe care le are de prestat în folosul comunității ca să primească ajutor social. Abia așteaptă să învețe alfabetul, să scrie și să socotească pentru a-și face copiii mândri. O să faci ce temele tot la copilul copiii, nu? Cred. O să învăț odată cu băiatul, cred. Cu băiatul meu. Tot așa. Dacă e la școală, eu la școală, ne învățăm unul pe altul acasă. Din toamnă, Sabin va fi coleg cu Luminița și Gheorghe, alți vecini din sat. Cei doi trăiesc din ajutorul social de 400 de lei, pe care nici nu știu să-i numere. Cum v-ați descurcat? Așa. Cum o vedeți, așa am fost să fiu. Dacă Dumnezeu nu a fost să fie, nu e vina lui Dumnezeu, e vina la părinți, când mi-a dat la școală. Nu știu să nici să scălez, dacă mă credeți. Pentru Gheorghe, plăcuțele cu numele străzilor din comună reprezintă un mister imposibil de descifrat. Asta acolo, stradă, ce stradă scrie că e ar fi? Și dacă eu nu știu, doamnă, carte. Dacă știam, nu spuneam. Nu știu. Deci doar strada pe care locuiți. Atâta. Ce mi-a zis ăștia de la primărie, strada Oborului. Cea mai mare supărare a soților analfabeți este că nu-i pot ajuta la teme pe cei 3 copii pe care îi iau. Puteți să-i verificați la teme pe copii? Și ce să-i verific eu dacă eu nu știu nimic? Nu știu nimic. Eu știu dacă o să învăț să-i ne intră la bibilică, nu știu. În comuna brăileană Viziru sunt cei mai mulți asistați social care nu au carte. 134 n-au fost deloc la școală și 167 se pot lăuda cu doar câteva clase. Din toamnă, o parte dintre ei va merge la școală prin programul guvernamental A Doua Șansă. Am mers la magazine și nu știu ce reprezintă, cât costă. 34 au fost înscriși la școală pentru șansa a doua. Din cei aproape 174.000 de beneficiari ai ajutorului social, câți figurau în evidențele naționale la finalul anului trecut, aproximativ 38.000 nu au terminat școala, arată cifrele oficiale din România. Căpciunele dulci și parfumate s-au copt deja în fermele producătorilor din țară. Deși anul acesta prima recoltă a întârziat cu cel puțin o săptămână din cauza vremii, prețurile au rămas la fel ca în anii trecuți. Aproximativ 30 de lei costă un kilogram de căpșune, dublu față de cele aduse din import. Însă pentru că prețul este deja mare, unii producători compensează prin livrări la domiciliu. Din această fermă din comuna Breasta, din Dolj, pleacă zilnic 10 de pachete cu căpșune proaspete cultivate în 6 solarii încălzite. Parfumul fructelor coapte tembie încă de la intrare. Așa trebuie să arate un fruct sănătos, copt, ceva de genul... După cum se vede, ele sunt naturale, nu sunt
tratate. Cosmin și Felicia livrează căpșunile bio direct la porțile clienților. Cei doi și-au extins afacerea în plin lockdown, când nevoia românilor de fructe proaspete a crescut și vânzările micilor producători. Soții livrează doar în Craiova și în zonele limitrofe, astfel că au început deja să facă liste de așteptare pentru clienții nerăbdători. Avem deja foarte mulți clienți și se înmulțesc pe fiecare zi. O să culegem undeva la un 3 zile, cu 3 zile pauză. O să fie undeva la 50-60 de comenzi pe zi. Prețul unui kilogram de căpșune proaspete livrat direct la ușă începe de la 25 de lei. Comandat dumneavoastră 2 kg. Mulțumesc, domnule. Sunt bio, plus de asta drumul ieșit în oraș nu prea ne permite. Și la Oradea s-a copt prima recoltă de căpșune. Samuel Sardan cultivă fructele pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați în spatele casei părintești. Acestea sunt primele căpșuni românești, autohtone, de lângă Oradea. Pentru că sunt dulci și zemoase, fermierul are deja o mulțime de comenzi. Cumpărați o caserolă de căpșuni de la noi, una din supermarket, le puneți pe masă, a doua, a treia zi o să vedeți că căpșunile acestea se vor altera, vor intra în putrefacție, celelalte nu. În piețe veți putea găsi căpșune românești după 10 mai. Un kilogram va costa în jur de 30 de lei. Te vaccinezi împotriva coronavirusului și beneficiezi de un premiu. Este soluția la care au recurs mai multe state pentru ca oamenii să se imunizeze cât mai rapid. Dacă în Statele Unite sau Serbia, guvernele oferă stimulente financiare, reduceri în magazine sau bilete la meciuri, la noi în țară, berea, țigările sau pachetele alimentare ar fi de ajuns ca să scadă teama localnicilor de efectele serului anticovid. Mamă, dacă le dau un kil de zahăr și un litru de ulei, sunt mulțumit să fac de am fuga, stă cu ele în brață să vaccinez. Să dea ca la americani, ați văzut? O bere 100 de euro, să duc tot. Bani, îmbrăcăminte, pungi cu făină și ulei sau chiar țigări și băutură. Sunt recompensele din partea statului care i-ar motiva să se imunizeze pe cei care sunt contra vaccinului. În comuna Robănești din Dolj, de pildă, majoritatea populației nu s-a vaccinat. Fie că centrele de vaccinare sunt prea departe de casă, fie că se tem de efectele serului sau găsesc motive doar de ei știute, oamenii îl iau pe nu în brațe. Păi și unde să mă vaccinez? Mă duc la Calafasa, la Băilești? La Craiova, e aici, aproape. Însă un stimulent din partea autorităților le-ar scădea, se pare, frica de seringă pe care mulți săteni o privesc ca pe un îndemn la moarte. Ce sumă v-ar trebui așa ca să vă vaccinați? Nu, o să iau așa, de îmbrăcăminte, aine ăștia, nu. Cam cât? Nu știu, 1.000.000, 2.000.000, acolo, seam acolo. Alții, în schimb, au preferințe mai sofisticate. Acest bărbat, de pildă, spune că abia așteaptă să se vaccineze. Chiar dacă o face voluntar, nu ar refuza o recompensă dulce. Prăjituri, da, mai merge. Ce da. Prăjituri să vă dea de la stat ca să vă vaccineze? Prăjituri. N-am preferință. Nici alte stimulente nu ar fi ignorate de cei din comună. Era ar fi băutura magică. Da. Bine, că depinde acum de la caz la caz, că babele nu or să bea bere. Experții spun că întoarcerea la normalitate e posibilă doar prin vaccinare, însă premierul Florin Câțu nu are de gând să recurgă la recompense. Eu cred că cea mai bună soluție este ceea ce oferim noi, revenind la o viață normală. Asta ne vrem cu toții, să revenim la o viață normală. Este ușor să alungi niște bani de la buget. Cred că astfel de măsuri funcționează. În Serbia, de exemplu, toți oamenii de peste 25 de ani care se vor vaccina până la finalul lunii vor primi echivalentul la 25 de euro, în timp ce Guvernul Statelor Unite acordă 100 de dolari. De asemenea, în New Jersey, cei care au peste 21 de ani vor primi băutură gratuită în cadrul programului O doză și o bere. Alte state din America oferă populației care se vaccinează concedii plătite, ore libere de la muncă, bilete la meciuri, reduceri în magazine, cafea și chiar marihuana. Poveștile cu final fericit chiar există. Dovadă stă un tei de peste 30 de tone care urma să fie tăiat din fața unei case din Timișoara, dar a fost salvat chiar de familia care îl plantase cu 18 ani în urmă. Totul din cauza unui proces de reabilitare a străzilor din oraș, care vizau tăierea copacilor din zonă. Postarea timișoreanului care a plantat teiul a devenit virală pe rețelele de socializare, iar autoritățile au decis să-l relocheze.
Acesta este teiul de 30 de tone și 12 metri înălțime, care a fost mutat din locul în care, în urmă cu 18 ani, prindea rădăcini. Copacul urma să fie tăiat cu drujba din cauza lucrărilor de reabilitare ale străzilor. Florin Ciocan, cel care l-a plantat în fața casei chiar în ziua în care i s-a născut fica, a făcut însă o cerere la primărie pentru ca teiul său de suflet să fie relocat și nu ciopârțit. Am făcut o sesizare, o solicitare pe aplicația mobilă a primăriei Timișoara și de aici a început toată povestea. Spre surprinderea bărbatului, cineva din primăria orașului i-a citit cererea și chiar i-a dat curs. Drujba a fost scoasă din calcul, iar strămutarea teiului într-un viitor parc a fost soluția ideală. A fost nevoie de un buldo-excavator, de o macara de 18 tone, de mutarea unor cabluri și refacerea branșamentului de apă pentru ca operațiunea să fie un succes. Sunt fix pe poziția pe care acum 18 ani ne-am plantat teiul când s-a născut fica mea. Aici, în mijlocul acestei mici grădinițe. Era așa, un pic mai gros decât un deget. L-am primit de la cineva de la bunici. Am avut grijă mare de el. Bucuroasă că teiul și-a găsit un nou cămin, este și fica timișoreanului, pentru care acest copac a fost ca un cadou primit la naștere. M-am bucurat foarte mult că au încercat să-l salveze, sper foarte tare să se prindă. Povestea teiului înalt de 12 metri a devenit virală în mediul online, după ce timișoreanul a făcut publică pe pagina sa de socializare întreaga aventură. Odată cu încălzirea vremii, înflorește și comerțul stradal. În fiecare oraș, pe trotuare, la trecerile de pietoni sau la colțul blocului, găsim câte un comerciant ambulant care vinde câte ceva pentru a-și putea întreține familia. Oamenii vând orice pentru a face un ban, iar profitul crește consistent în lunile de vară. La mare căutare este acum liliacul, care poate fi găsit la orice colț de stradă în toate orașele. De pe tarabe improvizate din cutii de carton sau direct din găleți. La fiecare colț de stradă găsești un vânzător ambulant care te îmbie să cumperi măcar câteva fire din parfumatele flori de liliac. Un buchet costă între 2 și 5 lei, însă comercianții sunt dispuși să lase la preț, pentru că altfel marfa e numai bună de aruncat. Poftiți, domnule. Liliacul, 5 lei. Leu. Dar cu 4 vă să revim, e bine? Cât am spus? 2 buchețeli vreau și... Acum îi spuneam că mă uitam la frunze, zic, măi, unele sunt cam mofilite. La cei 70 de ani, Moș Constantin se trezește cu noaptea în cap și vine de la 20 de kilometri de Iași pentru a vinde liliac în poarta pieței. Efortul pare să merite, pentru că seara pleacă acasă cu cel puțin 200 de lei în buzunar. Arunc și eu liliacul din grădină și a venit. Care e mulțumit, care ia, care nu ia, îl depinde după cum dau și cu un leu, cum se întâmplă, nu le ieși barul din mână. În celălalt capăt al orașului, la o trecere de pietoni, o găsim pe doamna Irina. Stă aici pentru că este vadul mai bun, iar banii pe care îi câștigă din vânzarea florilor de liliac o ajută să-și întrețină cei 3 copii. Nu le vindem toate, pentru că mai greu și la oameni, nu e vânzare ca înainte. Venim a doua zi iară, a treia zi iară. O, le vindem toate. Bucuria comercianților ambulanți pare să fie însă necazul florarilor, care spun că pleacă acasă cu buzunarele goale, pentru că vânzătorii de la colț de stradă le-au luat toți clienții. Mai mult, rivalii smulg de pe toate gardurile marfa, în vreme ce ei plătesc bani grei pe transporturi. Ne afectează foarte tare. Noi aici plătim, iar acolo pe stradă nu plătesc nimica. Și ne afectează și pe noi. Nu numai cu liliac, și cu trandafir, și cu de toate, cu lalele. De toate ne afectează. Parfumul îmbătător al florilor de liliac îi atrage însă pe clienți ca un magnet, așa că nimeni nu pleacă fără să cumpere măcar un buchet. Până la parțile blajânilor tot refluăm flori, mai pentru neveste, că dacă noi suntem mai bătrâni o leacă și trebuie să mai facă mâncărica mai bună. De când apar florile și până dispar, eu smartea florilor. Casa mea e plină de flori, mereu. Superstițioșii asociază florile de liliac cu norocul. Se spune că cel care găsește o floare cu 5 petale trebuie să-și pună o dorință și aceasta se va. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Instagram știrilecanalde.ro. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.
Bun găsit tuturor! Astăzi am avut temperaturi în scădere și cu precipitații sporadice, maximele au oscilat între 13 și 21 de grade Celsius. În această noapte se anunță un cer senin în toată țara, vântul abia dacă se va simți, iar minimele nopții se vor încadra între minus 4 și 10 grade Celsius. Mâine vom avea parte de o zi mult mai călduroasă ca de vară, soarele va arde necontenit pe alocuri, vor fi și câțiva nori, însă în mare parte din țară ne vom bucura de razele lui. Maximele zilei vor atinge între 15 și 22 de grade. Să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune în parte. În sudul României cerul va fi predominant senin, însă vor fi și câțiva nori. Mercurul din termometre va arăta valori de vară în jurul la 20 de grade Celsius. În interiorul arcului carpatic vremea va fi și mai frumoasă. Meteorologia anunță temperaturi ridicate și un cer senin pe tot parcursul zilei. Vor fi 16 grade la Brașov și 19 grade la Alba Iulia. Cald va fi și în Moldova, dar nu scăpăm nici aici de norii care se vor risipi totuși rapid. Mercurul din termometre va indica 16 grade la Piatra Neamț și 20 de grade la Focșani. În vest ne așteaptă tot o vreme care ne duce cu gândul la mare. Se anunță 20 de grade Celsius la Reșița și 21 la Timișoara. Și oltenii se bucură de vreme de plajă. Soarele nu va fi în niciun fel deranjat de nori, ba din contră, temperaturile vor oscila în jurul valorii de 22 de grade Celsius. În Dobrogea atmosfera va fi predominant deschisă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 15 grade Celsius la Sulina și 18 grade la Medgidia. În București, prima zi de weekend a fost însorită și caldă cu 19 grade în termometre. La noapte ne așteaptă o vreme stabilă. Temperatura minimă va coborî la 8 grade. Mâine se încălzește și mai tare. Temperatura maximă va atinge 20 de grade, iar atmosfera va fi predominant deschisă. Și la munte avem parte de o vreme frumoasă. Mercurul din termometre va indica 14 grade la Semenic și 20 de grade la Stâna de Vale. Indiferent de vreme, vă dorim să aveți o seară liniștită.